Există un risc, de exemplu, atunci când vorbim despre societate patriarhală, să creăm o structură mai degrabă de pare. Nu știu dacă există o societate patriarhală. Există mai multe tipuri de societăți, mai multe tipuri ideale pe care le construim noi privind retrospectiv, dar nu aș abuza sau n-aș folosi acest termen cu această încărcătură, pentru că mi se pare că simplifică foarte mult istoria. Foarte. E un shortcut. Da, exact. Și legat de celelalte chestiuni ridicate aici de colegul Alin, sunt niște dezbateri care sunt cam peste tot și noi am fost cuprinși de aceste dezbateri. Sunt anumite realități sociale, există aceste realități la nivelul persoanelor, există practici, există standarde și cred că, pur și simplu, noi ar trebui să fim preocupați mai mult să creăm condițiile unor dezbateri oneste privitor la aceste lucruri. Noi, prin discuție, prin dezbatere. Și eu credeam aici pentru înainte de a ne angaja, de o parte sau alta, să creăm condițiile unei dezbateri oneste și raționale. Și astfel putem cade de comun acord privind aceste standarde comune pentru toți, incluzându-i pe toți. Și în discuție, și în standarde.